Stimată doamnă prim-ministru, stimate domnule guvernator Rămașu, excelența voastră, domnule ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, distinși invitați, onorată audiență, doamnelor și domnilor, este o plăcere și o onoare pentru Banca Națională a României să se afle astăzi aici, în poziția de partener senior al proiectului de tuning, consolidarea supravegherii guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar. Adesea, trebuie atunci când vrem să spunem ceva din suflet, să spunem acest lucru cu maximum de determinare, de sinceritate și de asumare. Acest discurs este un discurs al Băncii Naționale al României, pe care o reprezintă tot aici, spus din suflet, care dorește să fie alături de dumneavoastră astăzi și nu numai, pentru acest parcurs european pe care ne dorim să fie cât mai scurt și care să ducă la o integrare rapidă a dumneavoastră alături de noi în spațiul Uniunii Europene. Adresez această locuțiune la mai bine de un an de la debutul proiectului, cu ocazia evenimentului privind aderarea Republicii Moldova la zona unică de plăți în euro, realizări și perspective, unul din obiectivele proiectului de tuning prin care vom sprijini Banca Națională a Moldovei în pregătirea dosarului de aderare a Republicii Moldova la zona unică de plăți în euro. Înainte de a trece la tematica conferinței de astăzi, mă bucur să remarc progresele remarcabile realizate de Banca Națională a Moldovei pe parcursul orientării spre un sistem financiar bancar la standarde internaționale și europene în ultimele decenii. Modernizarea sistemului financiar bancar al Republicii Moldova a înregistrat progrese notabile ce sunt atât direct cât și indirect în beneficiul societății și în beneficiul cetățenilor. Ne aflăm astăzi într-un context global în care atât guvernele cât și băncile centrale sunt chemate să intervină cu promptitudine pentru a adresa impactul negativ determinat de conflictul militar de la granițele țărilor noastre. Provocarea este cu atât mai mare cu cât ne aflăm în fața unor crize suprapuse. Și mă refer aici la consecințele economice și sociale ale pandemiei de coronavirus, la care s-au adăugat efectele crizei din sectorul energetic, amplificate de evoluția crizei de securitate din această zonă. Este remarcabilă mobilizarea fără precedent a autorităților, într-o manieră, zic eu, complexă și decisivă, pentru asigurarea bunei funcționări a piețelor, a mecanismelor economice și sociale. Întărirea capacității de răspuns la situații adverse este esențială, iar acest deziderat poate fi realizat și prin consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar, coordonate fundamentale ale programului de tuning aflat în derulare. Cei peste 30 de ani de strânsă cooperare instituțională bilaterală dintre Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României, evidențiată de parteneriatele strategice pentru dezvoltarea și extinderea cooperării din domeniile de interes reciproc, reprezintă un factor major de progres pentru acest proiect, dar și pentru cele viitoare. Pentru România, acest proiect vine ca o continuare naturală a efortului derulat de-a lungul acestor decenii de sprijinire a parcursului european spre modernizare, deschidere și creștere a Republicii Moldova. Banca Națională a României a participat încă de la începuturi la acest efort și doresc să subliniez și pe această cale acest lucru, prin sprijinirea primelor emisiuni monetare ale Moldovei independente și am continuat în plan bilateral, în cadrul Constituenței Comune de la Fondul Monetar Internațional sau în cadrul reuniunilor Clubului Guvernatorilor din regiunea Mării Negre, Asia Centrală și Statele Balcanice. Aceste demersuri au fost urmate și de alte proiecte notabile, spre exemplu, furnizarea asistenței tehnice în domeniul țintirii inflației în anul 2010,
proiectul de tuning din domeniul reglementării și supravegherii bancare din perioada 2015-2017, dar și de cooperarea noastră multilaterală. Doamnelor și domnilor, după cum deja cunoașteți, actualul proiect de tuning are o sferă largă de cuprindere, nu doar pentru sectorul bancar, ci pentru piața financiară din Republica Moldova. Acesta vizează beneficii atât pentru Banca Națională a Moldovei, cât și pentru Comisia Națională a Pieței Financiare din Republica Moldova, prin consolidarea capacităților instituționale și a guvernanței, precum și prin dezvoltarea cadrului de reglementare, de supraveghere și a cadrului operațional pentru funcționarea sporită și prin îmbunătățirea cadrului de plăți în linie cu cerințele Zonei Unice de Plăți. Zona Unică de Plăți în euro este zona geografică în care nu există diferențe între plățile fără numeral în euro, naționale și transfrontaliere. În SEPA, clienții vor fi capabili să efectueze și să primească plăți fără numerar în euro în interiorul spațiului european, la fel de sigur, rapid și eficient ca în context național. Scopul înființării SEPA este de a crea o economie europeană mai competitivă și mai transparentă, de a realiza o integrare europeană mai puternică prin asigurarea unei piețe competitive a plăților de mică valoare în euro, care să aducă o mai bună calitate a serviciilor, produse mai eficiente și alternative mai ieftine de efectuare a plăților. SEPA este proiectul de cea mai mare anvergură derulat de industria europeană a plăților pentru realizarea unei piețe integrate a serviciilor de plăți în euro prin eliminarea barierelor comerciale, legale și tehnice existente între sistemele de plăți naționale la nivel european. Extinderea zonei geografice a SEPA prin includerea Republicii Moldova va apropia și mai mult țara dumneavoastră de Uniunea Europeană. În același timp, sunt anumite criterii ce trebuie îndeplinite, cum ar fi alinierea cadrului legislativ pe mai multe paliere, ceea ce implică efortul conjugat al Guvernului și autorităților relevante din Republica Moldova. În acest context, efortul Băncii Naționale a Moldovei pentru asumarea acestui proiect presupune angajarea unor resurse importante. De asemenea, continuarea angajamentului tuturor instituțiilor statului pe palier legislativ și pe palier executiv este esențială pentru transformarea sistemului financiar bancar local într-unul de tip european care să se circumscrie întregului ansamblu al reformelor structurale necesare în procesul de integrare europeană al Republicii Moldova. Acestui efort trebuie să îi se alăture și ceilalți actori de pe piață. De exemplu, instituțiile financiar-bancare, prin creșterea calității serviciilor sau, nu în ultimul rând, publicul larg, prin ridicarea nivelului de educație financiară. Onorată audiență, în încheiere, doresc să felicit echipa de proiect, atât din partea Consorțiului de Implementare, cât și din partea Băncii Naționale a Moldovei, pentru eforturile depuse și să invit, de asemenea, băncile comerciare, prestatorii de servicii de plată nebancari prezenți în sală, să-și întărească rolul activ în modernizarea infrastructurii sistemelor de plăți din Republica Moldova. De asemenea, adresez cele mai sincere mulțumiri partenerilor de proiect ai Băncii Naționale a României, cărora le transmit aprecieri deosebite și doresc succes beneficiarilor, fiind convins că îndeplinirea obiectivelor acestuia va determina o reziliență sporită a sistemului financiar-bancar și va sprijini dezvoltarea economiei Republicii Moldova în atingerea standardelor specifice europene. Vă mulțumesc și vă urez să avem succes împreună!